Dăm startul festivalului de teatru independent, Blue Cirsa. Și este o mare bucurie pentru că, uite, la 2 luni distanță se întâmplă al 2-lea festival de teatru în Constanța și în teatrul nostru, ceea ce cred că este un lucru foarte important pentru mișcarea culturală din Constanța. Chiar dacă este un festival de teatru independent, eu chiar de la Festivalul Miturile Cetății am afirmat că sunt un susținător al teatrului independent, pentru că apreciez foarte mult tinerii actori și regizori și creatori care îndrăznesc și au curajul să facă teatru independent, fără să aparțină unei instituții publice de cultură. Ce înseamnă teatru independent? Autofinanțat. Practic. Sigur că este greu, este foarte greu. Este greu și cu un teatru finanțat, pentru că nu este finanțat suficient, dar cu atât mai mult când practic faci producția din banii câștigați pe spectacolele respective. Și trăiești, în mod normal, asta ar fi ideea, să poți să și trăiești din treaba asta. Sigur că ei, majoritatea, sunt angajați în teatre și au această îndrăzneală să încerce și teatru independent. Înseamnă calitate sau este și calitatea teatru independent? Cred că depinde foarte mult de cine îl face. Cât de bun și de dărui sunt actorii și regizorii respectivi, creatorii respectivi. Eu o întrebare, vom avea parte de teatru de calitate în următoarea perioadă la acest festival? Eu așa trag nădejde. Deci, nu știu spectacolele, urmează să le văd, pentru că sunt și în juriul festivalului, dar eu de unele știu, cunosc mulți dintre actorii care vin să joace și chiar am toate speranțele că vor fi spectacole calitative. Nu cred că trebuie să privim lucrurile neapărat prin comparație cu spectacolele unui teatru de repertoriu, pentru că e vorba de cu totul altă zonă și alt tip de exprimare, practic, teatrală. Ce înseamnă teatru independent, trebuie să vă spun ce înseamnă teatru independent. Și cred că întrebarea nu are un răspuns la care poate v-ați aștepta, adică să fie un alt gen de teatru, un teatru care se face pe sârmă, cu flic-flacuri, cu știu eu ce abordări futuriste sau experimente, dar nu e neapărat nevoie să fie așa ceva. Până la urmă, teatru independent este o formă de manifestare, de organizare, de administrare liberă, eliberată de, pur și simplu, de constrângerile și de servituțile pe care le impune în mod normal, a zice, o autoritate finanțatoare de care depinzi, depinde bugetul tău, depinde câți oameni ai angajat și dacă mai poți să angajezi un colaborator sau nu, uneori depinde și repertoriul, depinde și repertoriul, pentru că e posibil ca știu eu, un anumit partid să aibă o mai mare influență asupra directorului teatrului decât un altul, o anumită linie politică să fie... Bun, asta era mai mult pe vremea trecută, în vremea trecută, când doamna Borodi îmi spunea că ar trebui să luăm piesele și să le desecăm împreună, dânsa, adică de la partid și cu noi, să desecăm piesele și să, atunci, înainte de a le pune în scenă. Acum nu mai vrea să le desece nimeni, dar cred că există totuși și această condiționare legată de apartenența la
o anumită autoritate finanțatoare, că e primărie, că e județ, că e... Am jucat în peste, am făcut o socoteală așa rapidă, în peste 18 producții de teatru independent, în decursul unui timp foarte scurt, de când practic se pune accent pe teatru independent. Acum joc 8 spectacole în regim de teatru independent și cred că cel mai o definiție a teatrului independent se dă privind, dacă privim sigla teatrului festivalului nostru, care este o cochilie splendidă a melcului pe care o poartă în spate. Numai el știe cât de grea este, numai el știe, melcul, ce înseamnă acea cochilie pentru el. Noi credem că este un lucru ușor să-ți porți casa în spate, iar el încet, dar sigur, merge către ceea ce și-a propus, unde și-a propus să ajungă. Așa este și cu teatrul independent. Practic m-a reorganizat, m-a restructurat, m-a făcut să fiu vie. Și acum când mai am, cred că, 2 săptămâni până o să fiu scoasă la pensie din sistemul de stat, tânăr pensionar, da, și începând cu 26 septembrie, dar teatrul independent mi-a dat aripi noi să mă simt olimpică acum și să vreau să o iau de la început și să vreau să merg mai departe în teatrul independent, pentru că mi-a adus mari bucurii, poate cele mai mari bucurii, pentru că m-a pus în fața celor mai mari dificultăți pe care le-am trecut sau nu le-am trecut cu greu, din care am învățat. M-a făcut să fiu conștientă de cine sunt, m-a făcut să-mi înving fricile, temerile, pentru că teatrul independent este o stare de război permanentă. Marele nostru critic, publicul, întotdeauna se uită la tine, te apreciază, te scanează, dar când ești pe scenă și ești apărat de reflectoare și de efectul între actor și independent de noi, iată... Așa... Teatrul independent te face să fii conștient de faptul că ești privit atât de aproape de spectator și atât de direct în ochi, încât nu mai ai loc de scăpare. Teatrul independent pentru mine este o formă de a le demonstra copiilor mei că pot să exist, pot să fiu vie în ceea ce înseamnă drumul meu în lumea asta, și îmi place că sunt un melc, și eu sunt un melc, și că indiferent ce se va întâmpla, casa mea va fi a mea și greutatea mea va fi a mea și bucuria mea va fi a mea, pentru că în teatrul independent nu este nimeni care să te ajute, nimeni, nici chiar spectatorul. Teatrul independent îl faci absolut singur. Tu trebuie să, și voi știți foarte bine, știi foarte bine de câte ori am spălat scena și de câte ori am pus decorul și de câte ori am călcat toate costumele, tot timpul, și de câte ori ne-am adus singur recuzita și am cărat singur recuzita și câte turnee și de câte ori am mers cu casa noastră în spate a teatrului independent, așa, îmi place foarte mult sigla asta și mă bucur că am pus o parte din sufletul meu la cochilia acestui melc absolut special. Pentru că cei care vor face teatru independent vor fi special, vor gândi cu un pas înaintea tuturor. Este o stare de spirit pentru mine extraordinară. Eu sunt fericită că niciodată nu am să abdic de la această formă excepțională de a-mi bucura sufletul și spectatorii. Da, teatrul independent luptă să aibă săli pline, se descurcă cu ce poate, dar nu cred că trebuie în niciun moment să privim teatrul independent versus teatrul instituționalizat ca o competiție.
În niciun caz. Este loc pentru toată lumea. A apărut ca o necesitate teatrul independent, pentru că sunt foarte, foarte mulți actori și prea puține spații de joc. Și dacă este ceva bun de învățat din asta, este că mai e nevoie de teatre. Fie ele de stat, fie independente. Zic că teatrul este independent, e o necesitate, în măsura în care teatrul în general e o necesitate, în măsura în care artele în general sunt o necesitate pentru om. Iar teatrul independent este o parte, este una dintre formele de existență, vezi, manifestarea teatrului. N-ar trebui să fie un lux și aici probabil că ar trebui să existe intervenția statului, pentru că n-ar trebui ca necesitățile să fie achiesate, cum să spun, să se ajungi la ele cheltuind ca pentru luxuri. Luxurile sunt obiectele de lux, nu sunt lucruri necesare. Prin urmare, probabil că în sensul acesta teatrul independent ar avea nevoie de clasica subvenție de care se vorbește, sau nu subvenție, posibilitate de finanțare onestă și democratică de la stat, pentru a putea să-și suporte niște costuri, să nu le pună în bilete neapărat, să nu facă mai dificilă intrarea oamenilor în sălile de teatru. Cam asta. Există modalități diferite de abordare, în principal în ceea ce privește bugetul. Dar trebuie și teatrul independent ajutat, categoric, și de asemenea trebuie să vă spun că îmi doresc acest ajutor, pentru că mai sunt și proprietarul unui teatru independent la Oradea. A fost o imitație făcută după Green Hours-ul de la București și seamănă foarte bine spațiile. Și ca atare fiți siguri că iubesc ambele forme de teatru. Teatrul independent trebuie să înceapă cu scriitori independenți, cu autori independenți. Autori care nu fac jocul nimănui decât al spectatorului, care vine cu lucruri de care știe că spectatorul are nevoie și le va prețui. Mi-aduc aminte prin anii 80 și ceva, când s-a strâns un pic cenzura și a apărut la direcția teatrelor o idee că piesele care erau oferite nu prea erau pe linie în ultima vreme. Și atunci am spus, hai să jucăm piese mai vechi și care sunt pe linie, scrise prin anii 50-60. Și mi-aduc aminte o vorbă a lui Everac. Domnule, le-am dat o piesă pe care nu vor să o joace, scrisă acum câteva luni, și în schimb vor să joace o piesă de-a mea scrisă prin anii 50. Cum să mai joace o piesă din anii 50? Domnule Firac, dar de ce să nu o joace, domnule, dacă a scris-o dumneavoastră? Dar era rușine de ce scrisese. Era rușine, săracu. Da, da, el turbat, aia a fost al lui Baranga. Da. Eu m-am străduit ca constanțean să fiu independent. Noi, constanțenii, suntem, în general, mai independenți. Noi putem întoarce spatele la sistem. Și ce vedem? Vedem marea, da. Aia e o treabă serioasă. Invit constanțenii la toate spectacolele festivalului, pentru că este o altă oportunitate de a viziona diferite spectacole de teatru. Mulți actori din București, unii cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, spectacole care să-i bucure și să-i ducă într-o altă zonă decât cea poate pe care au cunoscut-o până acum.